În această seară, de fapt, subiectul intitulat De ce este omul capabil când este vinovat? Nu este altceva decât o prelungire a subiectului de săptămâna trecută, când abordam misterioasa dispariție a celor 5 oameni de pe submarinul sau imersibilul Titan. Când omul se simte vinovat, în primă instanță fuge. Apoi, când este suspectat, minte. Dacă este cumva amenințat, trădează. Și dacă se simte atacat, omoară. Pentru a exemplifica acest scenariu și a-l relaționa cu viața noastră practică de zi cu zi, mi-aș dori să merg înapoi undeva în timp în Marea Împărăție a lui Israel, unde unul dintre cele mai controversate caractere din Scriptură își depănează viața în fața oamenilor, în fața îngerilor și în fața lui Dumnezeu. Este vorba de regele David. Este un om trecut prin multe examene de viață până să ajungă el să fie perceput, numit atât de oameni, dar cât și de creatorul său, om după inima lui Dumnezeu. Trecând prin toate aceste examene de caracter, de fidelitate, de integritate, David este omul care trebuie depănat în această seară cu mare atenție. Am ales două instanțe în care David este față în față cu dușmanul sufletelor, odată fiind travestit, nu, acest dușman al sufletelor, în urâtul bestial, ștanțat sub numele de Goliat, ca mai apoi să fie confruntat cu același dușman al sufletelor, de data aceasta travestit în frumosul absolut. Noi oamenii îl numim aproape irezistibil, sub numele de Batsheba. Deci, pe de o parte, David este confruntat cu travestiul urâtului bestial, pe de altă parte este confruntat cu travestiul frumosului absolut. David, cu siguranță, așa cum toată lumea o știe, trece de primul examen învingând în mod categoric urâtul bestial, Goliatul nesuferit și repulsiv, ca mai apoi să cadă în mod rușinos la testul frumosului absolut în persoana lui Batsheba. După ce a comis fapta oribilă, David a intrat în ceartă cu propria lui conștiință. Simțea că l-a huiduit pe Dumnezeu și a scuipat în fața Domnului Hristos pe cruce. David simțea vina piroanelor bătute în palmele Domnului Iisus. Oricât se frământa el, se părea că nu găsește un leac de vindecare pentru vina lui. Mustrarea îi ardea sufletul. Simțea cum îi se deslipește carnea de oase, prieteni. Liniștea și somnul fugiseră de la el, iar când venea seara, uda patul cu lacrimi. Văzându-se singur, înconjurat de rechinii de la curte care de-abia așteptau să muște din prada care devenise atât de vulnerabilă în persoana lui David, auzindu-și numele rostit pe buzele trecătorilor din Ierusalim, care confirmau de altfel faptul că păcatul lui mirosea greu, îi dădea lui David de înțeles că deja fapta lui era făcută cunoscută și era cunoscută nu numai de oamenii lui de la curte, dar de majoritatea prietenilor și de majoritatea dușmanilor lui. David a intrat în panică și de frică a început să creeze o conspirație, un scenariu împotriva lui Urie, etitul soțul Batsebei. Ce-și propune David? Îl chem pe Urie, hetitul, în permisie, vine acasă, îl îmbăt ca să meargă la nevastă sa și să șteargă urmele vizitei mele de la ea. Ducându-se acasă, Urie a adormit în fața casei fără să se bucure de permisia dată de cel care îl îmbătase, adică David. Nici prin cap nu-i trecuse lui Urie că binele, privilegiile și statutul preferențial oferit de împăratul David ascundeau în spatele lor intenții cât se poate de malefice. Dragii mei prieteni, aceasta este o chestiune și pentru noi de învățat, nu numai pentru Urie hetitul. Adică să fii tratat bine, să ți se ofere privilegii, chiar un statut preferențial în societate, fără să știi că aceasta de fapt este o momeală și că în spatele acestor aturi sau beneficii sau oportunități se găsesc intenții malefice care finalmente aduc distrugerea și chiar moartea ta.
Știu că există întotdeauna o fobie cu privire la teoria conspirației, dar asta este exact ceea ce David face în scenariul dat. Ratând startul unei păcăleli de proporții, știind că este contra cronometru, David intră în criză de timp. Urie s-a culcat la ușe și n-a intrat în casă. Iritat de situație, produce cea mai ilustră conspirație, pasul 2, care se poate găsi pe paginile Scripturii, prieteni. Scrie o scrisoare de asasinat chiar împotriva poștalionului, împotriva persoanei care va căra sentința în propria ei mână. Mizând pe credincioșia lui Urie, îi dă condamnarea la moarte într-o scrisoare delegată celui mai sângeros general în persoana lui Ioab. Deci nu vorbim de o teorie a conspirației, ci vorbim de un fapt real. Citim din 1 Samuel. A doua zi, dimineața, David a scris o scrisoare lui Ioab și i-a trimis-o prin Urie, subiectul intenției. În scrisoarea aceasta scria: Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. O conspirație împotriva celui mai, unuia dintre cei mai dedicați, consacrați spirituali generali pe care David îi avea în armata sa. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de vitejii ăia de la cetate, ca să moară sigur, nu? Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și au ucis chiar pe Urie, etitul. Mandat împlinit sau misiune împlinită. Vedeți dumneavoastră, de aici au învățat serviciile secrete să opereze în umbră. De la acest David, a cărei minte a fost subiect Prințului Întunericului. Aceasta este cursul universitar la care agenții Întunericului au participat ca să conducă pe cei ce gândesc pe piste greșite, schimbându-le reperele. Prințul Întunericului l-a învățat pe David stilul de conspirație, modelul pe care David avea să-l aplice exact ca modelul pe care l-a aplicat Lucifer în ceruri. Cu coada trăgea a treia parte din stelele cerului. Dragii mei prieteni, în acea luptă în care Ioab a creat această simulare militară, n-a murit numai Urie, au murit o groază de soldați din armata lui David. Au fost sacrificați pentru a se ascunde un păcat. Aici este esența, aici este miezul oricărei conspirații. Nu contează câtă lume moare, doar să ascund adevărul. De la acest prinț al întunericului au învățat și cei care au creat fobia despre teoria conspirației, dacă vreți. Cei care l-au asasinat pe Lincoln au învățat de la Lucifer. Cei care l-au asasinat pe Kennedy au învățat tot de la el. Teoria conspirației, ca expresie, pentru cei care nu cunosc, în sine apare undeva prin anii 70 și mai bine, dacă nu mă înșel, după asasinarea lui Kennedy. Un alt Urie, dacă vreți, al secolului 20. Un președinte, ca și Urie, hetitul, are un caracter impecabil. Este un om capabil, un om cu integritate de caracter, un om care este incompatibil cu cei din sistem. Și atunci, maestrii Întunericului au hotărât ca să-l treacă la odihnă pe Kennedy. Bineînțeles că toți cei care suspectau această idee au fost marginalizați și repudiați, baciocoriți de societate ca fiind obsedați de doar o teorie a conspirației. După atâția ani, la ora actuală, acești maestri ai inteligenței recunosc, da, într-adevăr, a fost mâna noastră. Există rapoarte scrise, a fost mâna noastră acolo și datorită prezenței noastre în zonă, Kennedy a trecut în neființă. Vedeți dumneavoastră, ei au învățat termenul acesta pentru a ne face să ne simțim ridicoli de fiecare dată când instinctul nostru emoțional și intelectual ne vorbește și ne face să suspectăm că ceva nu este în regulă. Toți cei care cred că președintele a fost asasinat de umbrele sistemului ar trebui să fie, așa cum spuneam, ridiculizați, bagiocoriți, trecuți la indexul deliranților, care sunt de fapt bolnavi de teoria conspirației și trăiesc într-o lume imaginară. Dar uitați-vă la David. David este cel mai concret exemplu. Dacă s-a întâmplat odată cu David, credeți că nu s-a mai întâmplat altă dată în istoria lumii, prieteni?
Recunosc că există un pericol, recunosc că există un pericol pentru noi oamenii în a rămâne blocați din punct de vedere intelectual în comploturi și teorii ale conspirației. Ăsta este un pericol. Dar în același timp, nu putem să trecem în cealaltă extremă și să ignorăm realitatea care, așa cum spunea Eminescu, este cel mai mare adevăr. Totodată, prieteni, este riscant să susținem că lumea noastră, care nu este deloc ideală, în lumea noastră, dacă vreți, există oameni care din terțe motive merg atât de departe încât să producă conspirații care sunt la fel de reale ca și această conspirație a lui David. Tocmai împotriva celui care lupta pentru apărarea și reputația lui David, tocmai împotriva acestuia David își ridică mâna. Pentru cine lupta Urie? Doar nu pentru mine. Lupta pentru David, nu? Pentru David și pentru onoarea lui. Nu există un lucru mai diabolic decât să complotezi împotriva celui care îți servește cu credincioșie. Să nu uităm că aceasta o spunea și Domnul Hristos, care scotea în evidență esența conspirației, nu ca teorie. Zice, voi fi ucis în casa celor care i-am iubit. Voi fi trădat de aceia care vor întinde mâna cu mine în blid. Domnul Hristos știa că trădarea, crucificarea, moartea lui venea din interiorul grupei sau fracțiunii celor 12 ucenici. Această brutalitate a conspirațiilor a marcat istoria multor imperii, multor națiuni, dar mai ales istoria cezarilor. Vă mai aduceți aminte de expresia cum? Și tu, Brutus? De la această infamie s-a produs și derivația Brutus brută sau brutal. Ca cetățeni de bine, cu bune intenții, vegheatori ai unor valori sociale și păzitori ai unor principii fundamentale, prieteni, principii care garantează, de fapt, existența unei societăți libere, trebuie nu doar să existăm, dar să trăim în mod responsabil, activ, în lumina zilei și să facem diferența în societate prin a fi găsiți întotdeauna de partea binelui, de partea soluției și nu de partea problemelor sau de partea răului. Cel mai tradus scriitor de carte după Scriptură spune: cei care vor sta într-o apărare a libertății de conștiință vor fi plasați în poziții nefavorabile. Această declarație este făcută în 1888. Astăzi suntem în 2023. Probabil că foarte mulți dintre cei prezenți și-au pus întrebarea de ce toate țările au mediatizat dispariția unui submarin sau submersibil micuț, deplângând soarta a 5 persoane, în timp ce pe coastele Greciei, circa 300 de suflete înfometate încercau să treacă apa într-o lume mai bună pentru o bucată de pâine și un acoperiș deasupra capului. Și totuși acel fenomen a fost mediatizat într-un mod extrem de limitat. Această întrebare deschide, de fapt, cutia Pandorei, prietenii, și ne obligă să facem lumină, să facem dreptate în ceea ce privește istoria nescrisă din spatele Titanicului. Întrebare care ne pune cu adevărat pe gânduri. Oare cei cinci valorau în ochii oamenilor și în ochii lui Dumnezeu mai mult decât valorau cei 300 sau mai mulți de dispăruți? Răspunsul este nu. Valoarea celor cinci și valoarea celor 300 este aceeași în ochii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este ca noi. Dumnezeu este atât de minunat în caracter și nu numai, dar este și proprietarul celor cinci, cât și proprietarul celor 300 care s-au scufundat. În realitate, Dumnezeu este proprietarul a 8 miliarde de oameni. Și atunci, cum explicăm că planeta a deplâns moartea celor 5 în timp ce a ignorat în mod vizibil moartea celor 300 sau peste 300 de victime și nu știu câte sute și mii de dispăruți ale vaporului naufragiat în apele Greciei? Probabil că oamenii, în logica lor naturală, au fost călăuziți pe o pistă greșită, manipulați și călăuziți pe căi greșite de un întreg arsenal mediatic. Care a fost mesajul care s-a transmis pe calea undelor? O, cel care a creat acest sumersibil n-a ținut cont de coduri, s-a încumetat să se coboare până la Titanic, așa a asumat riscuri, etc., etc. A fost o misiune riscantă și cât de mare este presiunea, cât de teribil este să încerci și tu să faci prostia aceasta pe viitor. Sigur că modul de propagandă a fost acela de a descuraja pe oricine să mai încerce în viitor să viziteze Titanicul.
Am văzut că chiar o jurnalistă care comenta că mai degrabă știm ce este pe lună decât ce se află în adâncurile oceanului. Adică oceanele mustesc de submarine de joasă adâncime, multe dintre ele fiind militare, spionaj și așa mai departe, și doamna spune că nu știm ce se află jos pe fundul oceanului. Mi se pare că am trasă de păr toată declarația asta, nu vi se pare? Dacă aș fi să caracterizez activitatea media, aș face-o cu următorul verset biblic. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Nu este ușor să scufunzi adevărul despre Titanic, trăgând la fundul oceanului cu ancora minciunii. Nu este ușor să scufunzi adevărul cu privire la istoria celui mai extraordinar vapor creat pe vremea aceea, în 1912, circula deja, trecând acest adevăr la fundul oceanului cu o ancoră a minciunii. Mă tem că toate conspirațiile biblice și cele nebiblice au același scenariu, același sfârșit și au același ajutor, prieteni. Ieremia, capitolul 3, ne spune: ce bine știi să-ți întocmești căile, auzi, să faci pregătiri când este vorba să cauți ce iubești, chiar și la nelegiuire te deprinzi, adică la păcat. Observați asta, asta este esența conspirației, dragii mei prieteni. Ce bine știi să-ți întocmești căile, ce bine știi să ștergi urmele când este vorba să cauți, să obții ceea ce iubești, banul, puterea, influența, nu? Chiar și la păcat, la nelegiuire, la crimă, te deprinzi. Până și poalele hainei tale se află sângele sărmanilor nevinovați pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. Iată că declarația Scripturii este mult mai clară, mult mai transparentă, mult mai logică, mai vizibilă, dragii mei prieteni. De aceea, de la asasinarea lui Sanhedrin, la asasinarea cezarilor, de la asasinarea cezarilor la asasinarea hughenoților în noaptea Sfântului Bartolomeu, la asasinarea lui Abraham Lincoln, Kennedy, prăbușirea gemenilor, pandemia trecută și cea care vine, că mai există una viitoare, au același autor și au același rezultat. Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. Și pe când stătea cu fața la pământ rugându-se în casa lui Nisroc, un Dumnezeu zăpăcit care n-are nimic de a face cu Dumnezeul real al Universului, era Dumnezeul său, fiii săi, Adramelec și Sharezer, l-au lovit cu sabia și au fugit în țara lui Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esarhadon. Dragii mei, aceasta este conspirație. Te duci să te rogi la un Dumnezeu de piatră, fiii din trupul tău vin și te omoară pentru că au conspirat împotriva ta, în timp ce tu amenințai Israelul cu puterea ta nelimitată. Așa se întâmplă și cu cei care trăiesc povestea reptilienilor, povestea masoneriei, povestea iluminaților, povestea tuturor celor care se hrănesc dintr-o pâine neagră oferită de Prințul Întunericului. Deși poveștile sunt separate, totuși există un lanț de legătură care nu poate fi rupt, prieteni. În timpul prezent, Titanicul este la vreo 12.000 de picioare în apele teritoriale internaționale. Și totuși SUA, Canada și Marea Britanie au un contract de restricționare a cetățenilor acestor țări de a vizita Titanicul fără permisiuni speciale din partea autorităților. Toate celelalte națiuni nu au impus o astfel de restricție și mă întreb și eu, de ce numai Canada, Marea Britanie și Statele Unite? Este ciudat că acest submarin a devenit atât de important pentru corporația Rothschild, datorită interesului pe care Watergate îl avea pentru a conduce cât mai mulți oameni ca să vadă Titanicul. Așa că Rothschild devine unul dintre directorii bordului acestui comitet de conducere al administrației lui Ocean Gate. Unul dintre oamenii care studiază mult pe tema asta făcea o declarație: cred că dacă oamenii merg acolo, ceea ce vor găsi este că nu există implozie în ansamblu din cauza unui iceberg. Ceea ce vor găsi este că există o flambare exterioară a găurii pentru că au fost plasați explozivi pe Titanic ca să fie distrus. Asta s-ar putea demonstra în două feluri. Să se coboare cineva acolo, o echipă de experți, ingineri, care au concepte despre proiectarea embarcațiunii și nu numai să facă poze, dar să vadă dacă
A fost un ghețar care a împins Titanicul spre interior sau a fost o expandare a metalului din structură care a împins toată aceasta spre exterior ca și cum a fost o putere din interior? E foarte simplu de determinat. Nu știu dacă știați, dar există o asociație a supraviețuitorilor care au făcut o analiză a lucrurilor și care au mărturisit că au fost martori la explozia din interiorul vasului și că narațiunea prezentată în film ar fi nereală. Deși este adevărat că J.P. Morgan este proprietarul Titanicului și nu a efectuat această călătorie, care avea să fie blestemată, nu există dovezi care să sugereze că a ratat în mod deliberat sau intenționat această călătorie, deoarece nu știa că nava se va scufunda. Istoricii au dezbătut mai multe motive pentru care Morgan să-și anuleze călătoria, dar la final niciunul n-a concluzionat că această călătorie ratată de către J.P. Morgan avea să aibă ceva de a face cu banca sau crearea unei rezerve federale. Punctul numărul 2, o altă bizarerie, cum familia Rothschild s-a întâmplat practic cu această familie cam același scenariu, s-au dat jos puțin înainte de ultimul fluierat al vaporului. Bineînțeles că o altă bizarerie este că John Astor, Isidore Strauss și Benjamin Guggenheim sunt cele trei persoane care se opuneau acestei creieri a unei bănci federale. Toți trei aveau să sfârșească în aceeași manieră, în această călătorie, lăsând calea liberă opoziției, nu? Sau celelalte grupări de oameni de influență care, din motive necunoscute, au renunțat la călătorie în ultimul moment, așa ca în cazul lui J.P. Morgan și familiei Rothschild, părăsirea provei cu puțin timp înaintea plecării Titanicului de pe coastă. O altă bizarerie accidentală este că filmul lui James Cameron, Titanicul, oferă spațiu pentru cei trei actori care au murit și care se opuneau băncii federale 3 secunde. 3 secunde sunt capturați într-o discuție în acest film în care vorbesc împotriva creierii unei bănci federale. Niciun alt raport sau explicație n-a fost oferită în spațiu public cu privire la moartea lor versus supraviețuirea celorlalți. Deci este cert că cei care s-au opus ideii unei bănci federale au murit, cei ce au dorit crearea acestei bănci federale au trăit. Și nu numai că au trăit, dar au trăit să-și vadă visul cu ochii. Aceasta este bizareria numărul 5. Martorii, supraviețuitori, că n-au murit toți pe Titanic, au mai fost și unii care au mai suflat câte ceva după aceea, nu? Martorii supraviețuitori. Nu știu dacă știați, dar după ce Titanicul s-a scufundat, s-a format o asociație a supraviețuitorilor, care au făcut o analiză a evenimentelor, trăcând concluzii pe baza a ceea ce au mărturisit supraviețuitorii de pe vapor, care au fost martori la explozia din interiorul vaporului sau vasului și că narațiunea prezentată de film este nereală. Mie mi-ar fi foarte greu să pretind că pot ști și pot contrazice oamenii aceia care au trăit coșmarul scufundării Titanicului. Cam astea sunt rapoartele cu privire la ceea ce știu martorii. A doua zi, David, dimineață, a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea acesta scria: puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei, trăgeți-vă înapoi de la el ca să fie lovit să moară. Trăgeți-vă înapoi de la el. Adică, dragii mei prieteni, cumva accidental J.P. Morgan își schimbă mintea și se hotărăște să nu mai călătorească, familia Rothschild se dă jos de pe vapor și cine este lăsat să moară, ca și în cazul lui Urie, ăia trei care nu vreau bancă federală. Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și voi trageți-vă înapoi. Păi asta au făcut ăștia. S-au tras înapoi și ca să fie lăsat să moară ăilalții. Ioab, împresurând cerarea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa că este apărat de soldați viteji, nu ai adversarilor. Oamenii din cetate au ieșit și l-au omorât pe Urie. Dragii mei prieteni, sunt ferm convins că foarte mulți dintre dumneavoastră știu, mai mult sau mai puțin, de faptul că experiența acestui sumersibil era foarte posibil ca să scoată în evidență imagini și poze care să fi spus altfel decât narațiunea istorică cu privire la scufundarea Titanicului. Până la urmă, veți spune, domnilor, ce ne interesează pe noi? De cine, cum, de ce s-a scufundat Titanicul? Corect.
Suntem o generație care ne uităm înainte și nu ne uităm înapoi. Corect. Suntem o generație care vrem să mergem în lumea lui Dumnezeu, în împărăția cerului, pentru că lumea aceasta nu mai e de locuit. Corect. Dorim venirea scumpului și iubitului nostru Mântuitor din toată inima și nu vrem să ne umple mintea cu tot gunoiul acestei lumi. Corect. Dar mai e ceva corect. Cine își uită istoria este condamnat să o respecte. Lipsa noastră de cunoștințe cu privire la istoria reală a ceea ce s-a întâmplat în trecut ne va face să repetăm greșelile generațiilor trecute. Corect. De aceea, dragii mei prieteni, un creștinism matur, un creștinism scripturistic, biblic, este creștinismul care citește și până în 1 Samuel și învață lecții de viață din isprava, din accidentul sau din păcatul pe care David l-a făcut în ceea ce privește Urie și Batseba. De ce să citim despre Urie? De ce să citim despre David? Că toate sunt în trecutul îndepărtat, mult mai departe decât Titanicul. Citim pentru că stă scris în Biblie. Dar de ce o fi îngăduit Dumnezeu să scrie în Biblie lucruri din trecut? Că pe noi nu ne interesează lucrurile din trecut. Dragii mei prieteni, lucrurile din trecut ne ajută să înțelegem că geneza este adevărată. Uitându-te în trecut, apreciezi prezentul. Uitându-te în trecut, apreciezi viitorul. Uitându-te în trecut, prezent și uitându-te în viitor, apreciezi valoarea timpului pe care Dumnezeu ți l-a dat pentru pregătire, pentru viață veșnică. De ce trecem în revistă această lecție, dragii mei prieteni? Este pentru că noi dorim să învățăm că lumea este condusă de mâini nelegiuite. Iar traseul spre care lumea merge este autodistrugerea. Cei care trăiesc în muza unei lumi ideale, în care tot ce zboară se mănâncă, vor fi de fapt carne de tun în cel mai scurt timp, la abatorul lumii, când marea persecuție va începe. Cunoștința este putere. Având în vedere aspectele clare ale Scripturii, dacă omul se simte vinovat, în primă instanță, fuge. Apoi, dacă este suspectat, minte. Dacă este amenințat, trădează. Și dacă este atacat, omoară. Nici unul dintre noi, dacă nu suntem sub protecția influenței Domnului Hristos, nu suntem scuzați de astfel de comportamente. Dragii mei prieteni, la lege și la mărturie, că dacă nu vom vorbi așa, nu va răsări soarele peste sufletul și inima noastră. E rugăciunea mea fierbinte ca în această seară să putem să tragem concluzii sănătoase, să găfâim de dor și de dragoste după Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne, trăim într-o lume atât de întunecată. Miroase păcatul nostru și păcatul omenirii atât de greu. Am ajuns ca o vale a oaselor. Oase la cinema, oase la biserică, oase în casă, în familie, oase în societate. Putea avea oare aceste oase să se trezească din visul acesta delirant al falsei realități? Ezechiel răspunde în capitolul 37, Doamne, Tu știi. E rugăciunea mea fierbinte în această seară pentru mine și pentru tine. Ca să deschidem ochii minții, să deschidem ochii credinței, să închidem televizoarele și să deschidem Scriptura pentru a cerceta cuvântul lui Dumnezeu cu minuțiozitate, cu lacrimi și cu rugăciuni. Studierea cuvântului se face întotdeauna pe genunchi, prieteni, cu rugăciune multă, pentru că este cartea lui Dumnezeu și nu putem accesa corespunzător dacă Dumnezeu nu ne oferă prezența extraordinară a Duhului Său Sfânt, uleiul din candelă, care alifia pentru ochi, care ne face să vedem realitățile cuvântului frumos al lui Dumnezeu. În această seară fac un apel către cei care sunt dezorientați, către cei care n-au avut o busolă până astăzi. Busola este Scriptura, compasul moral, reperele morale pentru a salva sufletul din tot ce se întâmplă în jurul nostru este cuvântul lui Dumnezeu. Sola Scriptura, așa cum spunea bătrânul, omul din trecut, Martin Luther. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei prieteni, că în această seară să înțelegem că viața noastră ne-a fost dată cu un preț enorm. Este prețul sângelui Domnului Iisus Hristos. Bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze, vă urez o seară cât se poate de plăcută și vă invit la un moment de rugăciune. Scumpul nostru Tată,
Îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru tot ce ne-ai oferit în această seară și dorim din tot sufletul și din toată inima noastră să îți slujim cu credincioșie. Ajută-ne să vedem adevărurile mari, ajută-ne să vedem căderile oamenilor mari, ca și David, dar și convertirea, pocăința și ridicarea lor. Ajută-ne să înțelegem că niciunul dintre noi nu este sau nu are imunitate la păcat. Și atâta vreme cât noi nu vedem și nu ne rugăm și nu avem o părtășie cu tine, Tată, avem sau ne asumăm riscul enorm de a merge pe urmele acestor oameni din istorie. Ajută-ne, Doamne, ca inima noastră, sufletul nostru, mintea noastră să fie protejate de dragostea Ta și să nu ne lăsăm contopiți, atrași, pervertiți de pasiunea pentru putere, bani, minciună, plăcerile de o clipă al acestei vieți. Dă-ne serenitatea minții să nu cumpărăm de pe piață tot ce se vinde. Ajută-ne, Doamne, să avem serenitatea de a distinge între adevăr și rătăcire, între minciună, falsitate și realitatea pe care Tu ne-o deschizi în fața ochilor noștri. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.